Salut! Sunt Robert Stănciulescu și vreau să vă povestesc în filmulețul ăsta despre o problemă pe care, în mod cert, o aveți toți dintre voi, dacă stați la bloc. Și o să vă povestesc despre chestia asta ca să știți cum să puneți problema în cazul în care pățiți același lucru pe care l-am pățit eu. Bun, poveste. E așa. Acum vreo 3 săptămâni, eu am o garsonieră în București și acum vreo 3 săptămâni, într-o vineri seara pe la ora 8, primesc un SMS de la administratora blocului în care îmi spune: „Tu vei ști că trebuie să vii mâine, că vin ăștia să schimbe contoarele de apă, că pune contoare, că pun contoare wireless, cu citire wireless și nu știu ce și la ala.” Și eu sun și zic: „Doamne, dar mă anunțați astăzi la ora 8 ca să vin mâine dimineață, vineri seara la ora 8, să vin sâmbătă dimineață pentru chestia asta?” Una. A doua: „Avem contoare, de ce trebuie să le schimbăm?” „Păi așa e legea.” „Păi care lege? Ia ziceți-mi și mie care lege, ca să citesc și eu legea.” Și zice: „Dom'le, dacă vreți bine, dacă nu iară bine, eu v-am anunțat.” Bine, eu eram și puțin nervos că nu se întâmpla chestia asta, aici sunteți cam nervos. Păi sunt, că e normal să fiu. Pentru că dacă mă sun vineri seara la ora 8 să fiu sâmbătă dimineața acolo, în condițiile în care am și eu alt program, am alte chestii. Ok. Bun. Mă uit în lege. În lege nu zice nicăieri, absolut niciunde, că trebuie să pui contoare wireless. În lege zice că trebuie să te contorizezi până la sfârșitul anului. Bun, noi eram contorizați și pe apă și pe căldură și pe tot. Bun, ca să pui alte contoare, costa vreo 200 și ceva de ron. Întrebarea mea către ea a fost: „Dumne, cu ce mă ajută pe mine treaba asta? Că pe mine nu mă ajută cu nimic, adică cu ce mă ajută? Scot 200 și ceva de ron acum din buzunar, pentru ce? Că eu nu beneficiez cu nimic de toată treaba asta. Adică eu aici era problema mea, nu că trebuiau schimbate contoarele. Eu n-am absolut niciun beneficiu din toată treaba asta.” Da. Bun. Mă duc acolo într-o zi când trebuia să plătesc întreținerea și zic: „Dați-mi și mie contractele de la ăștia cu care aveți, care schimbă capometrele și care vin să citească astea la, să văd și eu cum trebuie să citească, când, care e procedura, care e. Uite în contract, absolut nimic despre cum trebuie să citească ăia, când fac citirile, cum se fac citirile, cu ce. Absolut nimic. Deci absolut nimic. Cu toate că asociația îi plătește pe aia. Da? Deci absolut nimic în contract. Deci nu era trecut nimic în contract. Și zic: „Doamne, de ce ați venit și mi-a zis că trebuie să schimb apometrele astea cu odalea wireless, când legea nu se specifică treaba asta, că, păi domne, astea sunt vechi, că, păi ok, hai să le facem verificare metrologică ăstora, de ce trebuie să schimbăm?” „Pentru că nu dă nimeni citirea la apă, nu se dă citirea la apă și…” Bun, discuția a fost mult mai calmă de data asta. Și azi noi avem o problemă. Contorul de la apă pe care îl avem jos la subsol și cu apa care ne vine nu bate niciodată cu ceea ce ne dau oamenii din case. Da? Păi zic: „Da, asta nu se va întâmpla niciodată, din două motive. Adică chiar dacă puneți de-alea wireless, nu se va întâmpla chestia asta niciodată, din două motive. Unu, fiecare aparat are o eroare de citire, eroare care, dacă se cumulează la fiecare apartament în parte, ajunge să nu bată cu ceea ce dă aparatul de jos.” Da? Și absolut normal se întâmple treaba asta, pentru că sunt chestii tehnice. Și a doua, e posibil ca aparatele noastre să aibă un grad de precizie mai mic sau mai mare decât aparatul de jos. Și astea trebuie reglate, adică trebuie puse pe același grad de precizie, pe grade de precizie mai mici, dacă vreți să bată, dar ele nu vor bate niciodată. Doi, vouă vă vine citirea la apă acum și oamenii își dau apa în termen de o săptămână. N-au cum să bată alea. Tot timpul vor apărea diferențe între… O dată în plus, o dată în minus, vor apărea diferențe. Bun. A treia problemă. Ce rezolvați dacă puneți de-alea wireless? Păi nu mai trebuie să ne ducem la oameni în casă și citim de la intrare, că n-avem voie să intrăm la oameni în casă și nu știu ce, și cofii și copății, și că așa le citim de la intrare, trece pe fața ușii și citește aia. Doamne, dar eu vin și vă dau, adică dacă veniți și îmi cereți apa, eu vin și vă dau apa. Dacă vreți să veniți să o citiți, veniți să o citiți, vă fac poză. Nu trebuie să intri la mine în casă. Mă duc atunci și îți fac poză cu apometru și vezi despre ce e vorba și îți trimit poză despre ce e vorba. Adică nu trebuie, de ce trebuie să intri la oameni în casă? 2. Nu va rezolva problema apometru wireless. De ce? Sau ăla de la calorimetru, de pe calorifer, wireless.
De ce? Pentru că ăla care nu vrea să-și dea apa sau citirea la căldură, nu o să-și o dea. Chiar dacă vrei tu să treci cu ăla pe fața ușii lui. Unu, își cumpără un jammer de pe eBay sau de pe Alibaba. Jammerul ăla costă $50, nici nu cred că costă $50, și îți broiază semnalul wireless. Ți-a broiat semnalul wireless când treci tu cu alea să citești? Frecție, citire, că n-o să poți să-l citești. Și zice, păi da, dar chem poliția dacă faci asta. Păi poți să chem tu și mama poliției, că n-o să-și dea seama că este un jammer acolo. Una, a doua, chiar dacă e un jammer acolo, eu nu mă interzice nimeni să folosesc așa ceva. Nu există nicio lege în care mi se interzice mie să folosesc așa ceva. Doi, nu-și ia jammer, că nici nu trebuie să-și ia un jammer. Jammer înseamnă un bruiator, un rahat de aparat care merge pe baterii, pe care dacă l-ai pus în zona aia, bruiază semnalele radio pe anumite frecvențe. Și tu nu mai poți să citești. Asta se întâmplă. Nici nu trebuie să fac asta. Pune o folie de aluminiu pe căcatul ăla de apometru și în momentul când a pus folie de aluminiu pe apometru ăla nu mai transmite, că nu trece de folia aia de aluminiu. Că sunt unde radio care nu reușesc să treacă de folia aia de aluminiu. Da? E atât de simplu. Sau faci o cușcă Faraday, o simplă cușcă Faraday din tablă în jurul apometrelor ăla pe care o leagă la un pământare și s-a dus dracu toată citirea ta și toate undele care vrei să le citești. Deci nu rezolvi problema. Să faci o cușcă de aia și să pui o folie de aluminiu te costă 10 lei. Nici atâta nu te costă. Nici nu trebuie să faci. Probabil că vor apărea și la vânzare la un moment dat pe site-urile astea. Deci tu nu-ți rezolvi problemele. Nu așa se rezolvă problema. Pentru ce? Și singurii beneficiari ai chestii astea sunt ăia care vin și montează astea și citesc chestiile astea. Da? Și zice, bun, o întoarce. O de la întorci. Și zice, păi da, n-aveți verificare meteorologică pe apometru. Ok, asta sunt de acord cu ea. Hai să facem verificare meteorologică. Păi e treaba dumneavoastră să faceți. Păi e treaba mea, ok. Dar eu ce fac? Iau apometrele alea, le scot de acolo. Mă să fac verificare meteorologică. Ce fac că trebuie să am apă în perioada aia? Păi puneți o țeavă. Mai era un tip acolo care era cenzo sau nu știu, și ce-și puneți o țeavă în locul ăla. Păi ok, și tu cum contorizezi în perioada aia? Că eu dacă sunt șmecher, mă duc, dau apometru jos și vreo două săptămâni stau cu el și vin și zic, bă, a fost la verificare meteorologică și două săptămâni nu mai contorizez apă. Da? Și ce am făcut? Că n-am făcut nimic. Adică nu s-a rezolvat problema, nu? Da, hai să facem verificare meteorologică. Vine, face asociația, vorbește cu ăștia care fac verificări meteorologice, că așa se face. Vine aia, strâng toate apometrele, la ora 8, la ora 1 le aduc. Așa trebuie făcut, cu contract frumos, cu plată, cu tot ce trebuie. Nu durează mai mult de 5 ore. Bă, și în alea 5 ore ne asumăm pierderile. Așa, dacă îl lași pe fiecare să facă, el îți aduce hârtie că a stat 2 săptămâni să facă verificarea meteorologică. Că atâta a durat, frate, ce să facă? Nu poate el să-l oblige pe ăla care face verificare meteorologică să o facă în 2 ore. Asta e zis, a trimis 2 săptămâni, a durat 2 săptămâni, sănătate, și eu n-am apă contorizată în alea 2 săptămâni, apă pe care eu o folosesc, că nu pot să rămân fără apă, că n-am cum, da? Bun, deci, e o prostie. Chestia asta cu contorizarea prin unde radio e o tâmpenie majoră. Nu face altceva decât ca băieții ăia deștepți de la firma respectivă, Ișta în cazul ăsta, că niște șmecheri, să mai ia niște cașcaval, să mai ia niște bani pe spatele proștilor. Da, pe spatele proștilor care nu știu să facă contracte. Că de aici este una din problemele mari. Da, pentru că ăla era un contract standard, n-avea nimeni de la asociații. Bă, dar nici măcar nu l-au transmis la ăștia la să vadă. Bă, nu știm noi să facem contracte, da? Bă, dar hai să vedem, o știi vreunul din blocul ăsta de aici. Să vorbim cu ei și să zicem, bă, nene, dacă vă trimitem contractele astea, să vă uitați 5 minute. Că eu, de exemplu, eu m-aș fi uitat 10 minute pe contractul ăla și le-aș fi făcut acolo niște observații. Le-aș fi zis, bă, dar cum se contorizează? Dar ăștia ce responsabilități au? Pentru că conform contractului lui aia n-aveau nicio responsabilitate, frate. Nicio responsabilitate. Veneau, montau aia, îți luau banii, să le dați la revedere, pași și pusii după aia. Nu mai aveau absolut, absolut nicio responsabilitate. Iar sunt convins că chestia asta se întâmplă în extrem, extrem de multe blocuri. Eu am lucrat acum, cred că am un an de zile, de când am lucrat cu o firmă care făcea cu tip poștal. Și se plângeau că nu le plătesc asociațiile. Și am zis, bă, da, fac contract, ce e în contract? Păi, da, n-avem contract. Păi, de ce n-aveți contract? Păi, n-avem, că nu fac, că nu știu ce, că o fi... Păi, și voi cum vă luați banii de la ei? Păi, dăm telefoane cu sărumâna, cu hai să facem, cu hai să dregem. Da? Cam așa funcționează lucrurile. Vă dați seama că acolo, la asociație, nu se uită nimeni pe contractele alea. Bă, da, absolut nimeni. Adică, bă, da, absolut nimeni nu face chestia asta.
Era foarte simplu, bă, și este extrem de simplu să faci treaba asta, să faci o platformă și vă fac eu dacă vreți, n-am absolut nicio problemă. Uite, dacă îmi dați 20 de asociații mesaj și le lăsați aici, vă promit că vă fac o platformă în care membrii asociației, cloud, în care membrii asociației să poată să pună documente, voi să puneți documente, să-și dea citirea la apă, să afișați acolo avizierul și toate cele. Gratis! Vă dau gratis, nu trebuie să plătiți niciun ban pe ea. Deci vă promit că vă fac platforma asta, într-o săptămână e gata. Dacă 20 de asociații îmi dați aici pe și îmi scrieți jos aici, că vreți să utilizați platforma respectivă. Gratis vă fac. Nu vă costă absolut niciun ban pe lună, nu aveți niciun fel de limitări, absolut nimic. Absolut nimic. Puteți să puneți documente, contracte, ce vreți voi acolo, vă fac cum vreți. Da? Despre asta este vorba. Sunt convins că foarte mulți dintre voi aveți problema asta și sunt convins că foarte mulți dintre voi nu știți cum se poate rezolva asta. Bun, mulțumesc. Cam atât vreau să vă spun. Dați click pe subscribe și pe clopoțel. Vă anunț eu tocmai cum filmulețe pe aici. Mulțumesc. La revedere.